Neața boșilor, am ajuns la spălătorie aici la Dedeman pentru prima oară, să vedem și noi cum se spală o mașină. Așa. Să începem acțiune. Am dat cu spumă, acum dăm cu jetul. Prospătare, care era spălare, clătire cu presiunea asta. Ce nu mă pricep, atunci sigur. Boșilor, ce credeți? 2 minute fix, cred că nici 2 minute nu ține. Bun. Acum, să vedem câte pisici mai avem. Am luat și eu. Mai avem 2. Mai băgăm una la spălare și... la spălare. Și una la aspirator. Și gata. Ca să stau de acum, să scoatem cu boală. Poți să mai dai, uite așa. Unde? Boșilor, când terminat-o, acum o băgăm la aspirator. Revin de acolo. Boșilor, gata. Aspiratorul avem, băgăm jetonul, dăm repede. Se bagă jetonul și pe cum merge. Auzi, boșilor!
gata, boșilor. Gata, boșilor. Am terminat-o. Și ce credeți? Cred că n-a durat jumătate de oră, sau poate. Hai să zicem jumătate de oră. Dar dar vă zic cu cât am spălat-o, 10 lei. De 10 lei am dat cu aspirator, spumă, cu jet de la de apă, cu fel și fel de asta. 10 lei. Nu fac reclamă, dar cei care vreți să spălați, veniți la Dedeman, are cea mai bună spumă, are tot ce vreți. La Dedeman vă spălați cu 10 lei mașina. Așa că nu mai stați pe gânduri, veniți și spălați-vă că la spălătorii degeaba dai banul, stai 15 ani. Hai dat imediat cu jetul și iese strong. Până data viitoare, adică mai continuăm, stai că poate mai și filmăm. Ne vedem după aceea. Hei, n-am mai ajuns să mai filmez pe unde am mai fost. Am mai trecut prin geamul de am luat jucăria asta care o vedeți acum. Și cam atât. Jucării și n-am ce am mai avut eu de luat. Cam așa se spală mașina cum ați văzut acolo. Până data viitoare, eu am fost Dan. Dă și tu aici un subscribe, un acolo un comentariu, un like, orice vrei tu. Dar cel mai bine abonează-te aici. Dă și pe clopoțelul ăla să primești notificările mele. Și până data viitoare, cum știți, sănătate, că e mai bună decât toate. V-am pupat, ceau!